întrebare scurtă. Cu aeroportul Cioca, cum rămâne? Ce se va întâmpla? Aici... Vă spun cât se poate de sincer că îmi doresc să se facă lumină ceea ce înseamnă acest subiect. Am auzit foarte multe lucruri. De la auzit până a vedea și sper să mi se arate, să ni se arate tuturor. Da, o să vă răspundă mai multe și domnul vicepreședinte știe mai multe legate de acest subiect. Dar vă spun dorința mea. Să se explice foarte clar situația prin acele CF-uri în extenso și ceea ce s-a cerut în plen și e foarte bine că s-a cerut. De unde s-a luat? Care este situația acum, de fapt, dată prin expertizele respective? De ce s-a ajuns aici? Pentru că explicațiile pot fi multiple. Hotărârii definitive ale instanțelor, puneri în posesere, conform legii. Dacă am ajuns aici, ce vrem să facem de acum încolo cu acest obiectiv pe care îl avem? Dar, prima dată, trebuie clarificate lucrurile. Și dacă veți găsi ilegalități, veți sesiza organele de abilitate? Nu am niciun fel de umbră de îndoială, nu doar pe subiectul ăsta, ci pe toate, în a face ceea ce spui. Nu suntem pe rol de polițist. Sunt alte instituții care se ocupă cu lucrul ăsta. Dacă avem semne de întrebare, bineînțeles că vom sesiza aceste autorități. Vă rog. Da. Eu nu cred că în cazul aeroportului Cioca nici nu ne dorim și nici nu cred personal că sunt ilegalități. Vreau să știți, am încercat de două ori doi primari diferiți, cu doi președinți de Consiliu Județean diferiți, să demarăm acest proiect. Era vorba ca împreună să facem acea societate mixtă care să dezvolte aeroportul Cioca. Se pare că nu a mers, oamenii v-am zis, am încercat de două ori, s-a ajuns până la faza de comisii tehnice și acolo s-a oprit. Cred că cel mai important lucru va fi stabilirea proprietății. Indiferent din ce motive vor fi sau nu vor fi, nu știu câte mii de metri pătrați legat de dacă sunt la noi sau la ei, dar trebuie să ne stabilim proprietățile și cred că atunci după ce vom stabili fiecare pe ce suntem proprietar, cred că așa vom putea ajunge la o înțelegere să vedem cum dezvoltăm aeroportul Cioca. Până nu facem lucrul ăsta, restul sunt numai idei bune pe care le avem de 10 ani, dar... Veți colabora cu Primăria Timișoara, că din ce știu și Primăria Timișoara este proprietară. Da. Clădirile și o parte și eu și ceva de rem, sunt al lor. Bineînțeles că vom colabora. Eu respect votul cetățenilor pe care l-a primit Nicolae Romu și în Consiliul Local și faptul că au majoritate la primărie. Sper ca și ei să înțeleagă la fel și să ne dăm mâna pe un proiect comun sau pe găsirea unei variante că acel aeroport Cioca stă de 27 de ani și încet, încet se duce. Eu știu când avea zeci de avioane, elicoptere și acum încet, încet s-a dus. Și ce veți face acolo, până la urmă? Un aeroport? Acolo vom face un aeroport, un aeroclub. Sunt o grămadă de soluții pentru dezvoltarea acestui aeroport. Acel aeroport ierbat este grozav pentru că vor veni cei cu avioane mici, cu avioane ultra-ușoare, care vin din, vor ateriza pe Cioca, pentru că se aterizeze pe aeroportul mare, costă și mult, încurcă și traficul și... Deci un aeroport de business, din ce spuneți dumneavoastră, și un aeroport sportiv, pentru... O mixtură aici mai, țin lucrurile și de ceea ce va însemna Pugul Timișoara. Pentru că așa cum v-am spus, Pugul Timișoara e extrem de important. Acest obiectiv se află pe teritoriul administrativ al orașului și trebuie să avem un dialog și avem. Eu v-am spus că nu amestec lucrurile aici, politica cu administrația. Acolo cetățenii au votat, și în primăvară, au votat și acum, au ales, politica s-a terminat, trebuie să faci administrație. Fie că faci administrație locală, județeană sau centrală. Și trebuie să-ți faci datoria.
dincolo de culoarea politică a fiecăruia dintre noi. Asta este modul în care înțeleg eu să fac administrația județeană și care voi face administrația județeană în următoria. Vă rog.